Un sezon regular al cărui deznodământ se va afla după încheierea ultimei partide. Pentru FC Buzău, meciul cu Chiajna este unul de totul sau nimic, deoarece Ciprian Petre și compania au doar varianta victoriei. Teoretic și un rezultat de egalitate ar putea duce Buzăul în play-off, dar este puțin probabil ca Csíkszereda să fie oprită pe teren propriu de FC Brașov. Eu cred că este cel mai important meci al sezonului, până la urmă, că este munca noastră de un an de zile, după cum ne așteptam și până în vacanța de iarnă, aici s-a ajuns la ultima etapă, aceasta fiind decisivă. Este un meci de care pe care. Cât de important e meciul de sâmbătă? Meci de sâmbătă e meci de sezon, că e foarte important să câștigi sâmbătă, pentru că și egal nu poți să prind play-off, pentru că obiectivul nostru e să duci la play-off. Obiectivul tău când ai venit la Buzău a fost, bănuiesc, accederea în play-off. Da, a fost obiectiv, da. Și după aceea vedem ce se întâmplă, sau să promovez sau... Ba da, dacă suntem jucători, vreau să promovez. Dar asta a fost ambiția voastră, cred că de la început? Da. A fost ambiția noastră, că eu înainte de a ajunge aici am vorbit cu domnul președinte și domnul... și profesor și a fost ambițios și vin aici și prindem play-off și după aia promovare. Evident, sprijinul publicului ar fi extrem de important pentru fotbaliști, mai ales într-un meci decisiv. În acest sens, componenții lotului fac apel la microbiștii buzoieni pentru a veni în număr cât mai mare la stadion. Ce să zic, este un meci de care pe care, că am mai avut finale și în Liga 1 cu Mediașoc când am pierdut play-off-ul. Din 4 meciuri aveam nevoie de 4 puncte și n-am reușit să le facem. Dar publicul a fost prezent pe stadion, este un al 12-lea jucător, cum se zice, și ne-ar ajuta foarte mult dacă ar veni. Adică se simte aportul ăsta și la un fotbalist cu experiența ta, să zicem, care are sute de meciuri. Așa este. Vă dau un exemplu la meciul ce l-am jucat săptămâna trecută la Ploiești. A fost o ambiție extra și pentru noi, chiar dacă erau suporterii Petrolului în tribună. Deci îți dă o stare și de autodeterminare, de depășirea propriilor puteri. De important va fi aportul publicului, ajutorul de la public. Da, va fi foarte, 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 foarte important. Am văzut meciul ieri, Real Madrid cu PSG, a fost foarte important ajutoare publice. Am văzut că am băgat intrare liberă, e bine pentru noi, că nu ajut foarte mult să vin public și strig la noi și ajut la noi pentru câștig acele meci. Va conta destul de mult, pentru că oricărui fotbalist îi place să joace cu tribunele cât de cât pline. Acolo alta este atmosfera, altfel este ritmul jocului când știi că ai oamenii aproape de tine. Știi că Buzău a avut acolo fix 3 ani. Aproape 3 ani, nici 3 ani. A avut 6.000 de spectatori. Da, la Liga 3-a știu meciul. Adică știu Ciprian Petre mi-a povestit și am auzit că au fost. Sperăm să vină și acum un număr cât mai mare. Partida dintre FC Buzău și Chiajna se va disputa pe stadionul Gloria sâmbătă de la ora 14. Intrarea va fi liberă.